Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Activități distractive pentru copii. Corala Armonia în concert la Onești. Pomenirea ctitorilor schitului Lapoș de la Dărmănești. Ziua Eroilor este celebrată în fiecare an odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paști. Comuna Guravăii a îmbrăcat de Înălțarea Domnului de Ziua Eroilor străi de sărbătoare. De la cel mai mic până la cel mai mare, cu toții au asistat la reîntoarcerea acasă a eroului sublocotenent Gheorghe Turturică, care s-a jertfit în al doilea război mondial. Clipe încărcate de emoții au curs în cele două ore de ceremonie, momente în care au fost pomeniți, așa cum se cuvine, toți eroii neamului românesc. Ziua de astăzi, atât de plină de semnificație religioasă, este strâns legată și de o sărbătoare laică, am putea spune, pentru că sărbătorim deopotrivă Înălțarea Domnului, dar și Ziua Eroilor. Este un moment unic în care ne înălțăm și noi sufletele către taina ridicării Mântuitorului la cer și mințile într-o aducere aminte a celor mulți, cunoscuți sau necunoscuți, care au făcut sacrificiu suprem pe câmpurile de luptă, apărând valorile care ne-au dat ființă nouă celor de azi. Aducerea aminte este mai mult decât o datorie morală. Este un act fundamental pentru memoria eroilor, pentru că gândurile noastre de pomenire împiedică neființa. Ne aducem aminte de eroi și îi salvăm de praful uitării. Fie că ne gândim la luptele purtate pentru cucerirea independenței, la cele duse pentru unirea tuturor românilor, la războaiele care au măturat ordinea lumii, să nu uităm că în toate greu a fost purtat de înaintași asemeni nouă, oameni de altfel cu rosturi obișnuite în timp de pace, cu părinți, copii, cu griji, necazuri, bucurii trăite în fiecare zi. Dar în vremea tăvălugului de lupte, acești oameni obișnuiți se transformau. Conștiințele lor se uneau într-una singură. Voințele deveneau una. Forțele fiecăruia se înglobau într-o singură voință. Oamenii deveneau eroi cu o singură conștiință, a neamului. A neamului românesc. Cu o singură voință, aceea de a-și apăra pământul, cu orice preț, chiar cu cel mai mare preț, cu o singură forță, cea a unei națiuni unite. Eroii cunoscuți sau necunoscuți, prin faptele lor, sunt extraordinare lecții de viață pe care nu avem nicio clipă dreptul să le uităm. Pentru că aceste fapte poartă suflul a tot ce înseamnă rădăcinile noastre. Solidaritate, curaj, libertate, credință în Dumnezeu. Să ne gândim un moment la ce înseamnă aceste cuvinte. Pentru fiecare dintre noi, să încercăm să trăim viața de zi cu zi în spiritul lor și în felul acesta suntem cu un pas mai aproape de ființa noastră. Ființa noastră de români autentici, care răzbat cu capul sus vitregiile vremurilor. Dumnezeu să-l ocrotească și să-l așeze acolo unde știe mai bine pe eroul Turturică și să aibă grijă de toți eroii neamului. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, și continuăm pe linia locuțiunilor în direcție mai spre București. La un moment dat și la Bacău să știți că se blochează lucrurile. Și atunci când se blochează lucrurile la Bacău, trebuie să mergem la București. La vremea când am inițiat demersul, am trimis o adresă către primăria Ilien, la care nu am primit răspuns, probabil nu cunoșteam la vremea respectivă dialectul locului, și am fost nevoit să apelez iarăși la un bun prieten al comunei Guravăii și îl invit lângă mine pe domnul deputat Costel Nicolae Dunapa, cel care
a deschis calea acestui demers, ne va povesti dânsul cu. Hristos a învățat, dacă cerințe, părinte, protocol, să știți că atunci când se adună oamenii, gura sare soarele, de asta este soarele cel la gura voi. Domnule prefect, domnule vicepreședinte, domnule județean, dragă Silviu, dragul meu prieten, Silviu, mă sună într-o zi Silviu și mă întreabă domnul deputat, am o problemă, dacă mă puteți ajuta. Zic, ce s-a întâmplat, Silviu? Și a început să-mi explice istorioara, ceea ce își dorește el, faptul că există un erou în comuna Buravăi, satul Motocești, și practic un erou al județului Bacău, cunoscut, care se află îngropat pe medeamul străinii. Și atunci am început și eu demersurile, nu vă pot spune cum, am apelat și la un prieten. A reușit ca primarul din comuna Ilieni să răspundă la adresa lui Silviu și după aceea, prin continuarea demersurilor legale, s-a ajuns până aici. Iată că de ziua eroilor, care a fost stabilită prin decret legal în 1920, avem aici un eveniment, vreau să spun, cu dublă semnificație, dar chiar cu triplă semnificație. În primul rând, pentru faptul că, așa cum a spus Nicolae Iorga, un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții, și am reușit astăzi, la inițiativa lui Silviu Timei, să aducem înapoi în comună pe părintele nostru, pe care îl comemorăm astăzi împreună cu ceilalți eroi ai neamului românesc, care au luptat și în războiul de independență, și în primul război mondial, și în al doilea război mondial, și la Revoluție, și datorită cărora reușim noi astăzi să trăim în pace, prosperitate și liniște. Datorită acestui eroi, am reușit în 2004 să aderăm la NATO, am reușit în 2007 să aderăm la Uniunea Europeană și vom reuși cu siguranță în viitorul nu foarte îndepărtat să aderăm la spațiul Schengen. De ce este cu triplă semnificație? Că poate o semnificație pe care noi nu ne dăm seama, este că acești eroi și-au dat viața pentru ca noi să facem ceva în urma lor. Și asta s-a întâmplat în comuna Buravăi în niște ani. De când l-ați ales pe Silviu Timei primar, s-au mișcat lucrurile în Buravăi datorită felului de a fi, datorită faptului că este un tip conciliant, datorită faptului că știe să colaboreze cu echipa PSD din județul Bacău, așa cum v-ați spus și cu domnul prefect, și cu domnul subprefect, și cu domnul vicepreședinte de Consiliul Județean, și cu domnul președinte de Consiliul Județean, care ar fi dorit, Valentin Ivancea, care ar fi dorit să fie astăzi aici, dar din păcate a apărut un eveniment neprevăzut și nu a reușit să ajungă, care împreună cu noi toți am reușit să mișcăm lucrurile și le vom mișca în continuare. Poate noi în ziua de azi nu ne dăm seama ce a însemnat sacrificiul acestor eroi pe care îi comemorăm astăzi. Vreau să zic că m-am întors aseară din Azerbaidjan, din zona Karabah. Am fost într-o zonă care a fost prejurită de 30 de ani de război. Nu vă puteți imagina cum arăta acea zonă. Case fără acoperișuri, înconjurate de copaci. Cum ar fi fost astăzi dacă nu ar fi existat acești eroi care să se sacrifice pentru noi, să avem un război de lungă durată și să fim într-o asemenea situație? Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă eforturile de reconstrucție după un asemenea război. Pentru că astăzi noi trebuie să cinstim și generațiile care au reconstruit România după aceste războaie. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă eforturile de curățare a zonei, de deminare, financiare, logistice și așa mai departe. Silviu, fiind un prieten, așa cum v-am zis,
știe foarte bine aceste chestiuni, pentru că în puținul timp liber pe care are, nu știu dacă dumneavoastră știți, este un pasionat de istorie și colindă aceste dealuri, așa cum le-am colindat și în copilărie, pentru că am copilărit aici aproape la Drăgușan Parava, cu detectorul de metale și descoperă diverse relicve și din primul război mondial și din al doilea război mondial. Mai multe despre acestea vreau că v-a povestit deja Silviu și o să vă mai povestească în continuare. Dragă Silviu, felicitări! Să dea Dumnezeu să îți ia așa în continuare. Te felicit că te preocupi atât de administrație și de istorie și de cultură acestor locuri. Și vreau să te mai felicit încă o dată, pentru că nu știu dacă un asemenea eveniment a mai fost organizat cel puțin în ultimii 50 de ani în județul Bacău. Felicitări, Hristos a înălțat, Doamne ajută și să ne revedem sănătoși! Câteva sute de copii, părinți și bunici au luat cu asalt parcul de agrement din Dofteana de 1 iunie. Administrația publică locală, cadrele didactice au pregătit o zi de neuitat ce a inclus activități și ateliere pentru copii. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Vă doresc ca ziua de astăzi să rămână în istoria comunei Dofteana. Vă doresc tuturor la mulți ani copii, părinți și bunici și să aveți o zi plăcută, pentru că Doamne este alături de noi și ne-a creat ca astăzi să avem această vreme atât de frumoasă. Avem concursul de șah, cărți de șah care le vom da premii, avem pentru copiii care vin aici cu titlul gratuit, le vom da un suculeț, o ciocolățică, ceea ce putem noi din bugetul administrației publice locale. Doamna Cămară, dacă vreți să adăugați un cuvânt, vă rog. Urez tuturor copiilor la mulți ani, peste ani se regăsesc la fel de frumoși, așa cum sunt astăzi, părinților, bunicilor le doresc multă, multă sănătate și pe această cale îi mulțumesc încă o dată domnului primar. Toate costumele pe care le vedeți în acest parc, care au fost îmbrăcate de o parte dintre copiii dumneavoastră, fac parte din recuzita Căminului Cultural de la Bogata. Copiii au fost mai mult decât încântați să le poarte și nu știu dacă există pe lume mai mult, o mai mare apreciere pentru un adult decât fericirea, sclipirea și zâmbetul din ochii unui copil. Vă doresc tuturor să rămâneți copii și să nu uitați de vârsta minunată a copilăriei. La mulți ani! Ceea ce spunea doamna viceprimară în legătură cu aceste costume, aceste figurine, le-am obținut printr-un proiect european datorită Căminului Cultural de la Bogata, fiind acel proiect european care, la rândul său, în afară de modernizarea căminului și reconstruirea unui corp de clădire lângă Căminul Cultural, am avut în dotare și aceste costume, aceste figurine, inclusiv peste 200 de costume populare românești, în care recomand cadrelor didactice, ori de câte ori este nevoie, să vină, să le ia și apoi să le returneze înapoi, care acolo avem și instrumente muzicale de câteva miliarde, unde avem un cadru didactic, un profesor, avem un contract de colaborare cu dumnealui și inițiază copiii din localitatea noastră să-și desfășoare activitatea, să cânte la diferite instrumente muzicale. Aș încheia, iar pentru cei care mă cunoașteți mai bine și care cunoașteți locurile noastre natale, aici unde ne aflăm noi astăzi, în anul 2008, era o stână. Acea stână care funcționa ilegal, închis cu gard aici, mai era o fântână, niște scurgeri de apă și ca la stână, multe clăi cu furaje și așa mai departe, în baza unei hotărâri a Consiliului Local am evacuat acest teren. Noi am demolat împreună cu jandarmeria tot ceea ce era aici și uitați, am inițiat acest proiect european și parcul arată așa cum îl vedeți dumneavoastră, dar noi ne vom îngriji pentru că ne-am propus aproximativ 20 de plante, cum vedeți aici, vom planta în fiecare an. Timp de 10 ani de acum încolo, așa am stabilit împreună cu aparatul de specialitate să plantăm câte 20 de plante. Vedeți, anul ăsta am plantat teii pe care vedeți, bineînțeles, ei trebuie să îngrijiți în fiecare zi, udați, dimineața, seara și așa mai departe. Încă o dată repet și mulțumesc cadrelor didactice care astăzi s-au învrednicit
din liberul dumnealor să vină să fie alături de copii. Asta înseamnă că iubesc copiii, asta înseamnă că iubește localitatea acolo unde se desfășoară activitatea. La mulți ani tuturor care sunteți prezenți aici și nu numai, și celor care astăzi nu ați putut veni de la casele dumneavoastră sau sunteți plecați. Mulți ani copii! Caravana copilăriei, eveniment plin de bucurie și distracție în Parcul Măgura. Anul acesta, pe 1 iunie, s-a sărbătorit Ziua Copilului într-un alt fel la Târgu Ocna. În Parcul Măgura s-a desfășurat evenimentul intitulat Caravana Copilăriei, care a oferit o mulțime de motive de bucurie pentru cei mici. Detalii în minutele următoare. 1 iunie, o lume minunată în care toți vrem să fim participanți. În fiecare din noi este un copil. Și cred că astăzi, în această zi frumoasă, într-o locație frumoasă, în Parcul Măgura, în Târgu Ocna, voia bună, bucuria, sărbătoarea, jocul, muzica, distracția s-au întâlnit toate în acest loc. Și au dat mâna ca să facă o zi așa cum vor copiii, o zi cu multă distracție și cu multă voie bună. Da, eu mă bucur și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentului. Noi de la instituția primăriei, instituțiile statului de situații de urgență, ISU, pompieri, jandarmerie, poliție, spitalul penitenciar, Crucea Roșie, colegii și antreprenori din oraș care au venit cu ATV-uri, cu trenulețul Bucurie, cu diverse jucării, cu cei care asigură fondul muzical și nu în ultimul rând copiii noștri minunați de la unitățile de învățământ, care acum își prezintă ceea ce au trudit, ceea ce au pregătit întreg anul, coordonați de profesori, de îndrumători, de oameni dedicați acestei meserii de dascăl. Într-adevăr, am văzut și profesori aici în parc, chiar dacă lor ei sunt în grevă, nu? Da, traversăm niște vremuri dificile, apreciez spiritul lor de a își susține cauza, dar totodată am un deosebit respect pentru că au lăsat deoparte grijile și nevoile personale și astăzi, într-o lume, într-o zi specială, într-o zi de 1 iunie, Ziua Copilului, au venit cu toții, s-au implicat și avem și lansare de carte și concursuri diverse pentru a crea o atmosferă plăcută și eu trebuie să le mulțumesc. Un mesaj pentru copii și pentru părinți, că până la urmă cu toții cred că suntem copii, până la anumită vârstă. Eu cred că în fiecare din noi, până la adânci bătrâneți, rămâne un copil și ce poți să spui acum decât un sincer la mult? A fost o dată ca niciodată, povești pentru un copil minunat ca? Ca tine, ca fetița mea. O lansare de carte inedită. Da, foarte inedită și e inspirată din viața mea, de familie. Cred că cel mai mare ajutor a venit de la fetița mea, pentru că pentru ea sunt inventate. De ce să-și o cumpere? Ce să-și o cumpere? Ca să încânte copiii. Nu ca să-i adormă, ci ca să-i încânte. Ne pot găsi pe Facebook, Hârbu Alina Elena sau Vamanu Alina. Am depus foarte mult suflet și cred că asta contează cel mai mult. Asta pentru a da viață personajelor din poveste și a încânta prin imagini copilașii. Trenulețul Bucuriei a fost la mare căutare printre pici în orașul stațiune Târgu Ocna. Acesta a fost luat cu asalt de copiii prezenți în parc. Trenulețul Bucuriei? Da, am venit să recuperăm. Toate lucrurile sunt foarte interesante și trebuie să le facem astăzi toate poftele. Este de când ați venit? Am venit pe la 2:30. Din timp? Da, păi am văzut că primăriile s-au sincronizat și la 11 a fost la Dofteana, la 1 la Slănic Moldova și la 3 la Târgu Ocna și astfel a trebuit să facem un trenuleț al întregii văi al veseliei, exact. Am înțeles. Într-adevăr, bună organizare, cam peste tot și până la urmă e Ziua Copilului, trebuie să se simtă bine ei în primul rând. Exact, exact, asta este tot ce contează. Un mesaj pentru copii? La mulți ani! Da, venim de la Dofteana. A, ați fost și la Dofteana? Da, venim și de la Dofteana. Faceți antrenamentul, să nu ratați niciun eveniment? Da. Ok. Cum a fost ziua? Sunt bună. Copii. Mulțumesc. Cum a fost ziua de azi? Bine. Unde ai fost mai devreme? La parc. La parc unde? La agrement, la Dofteana. Mm-hmm. Și ți-a plăcut? Da. Ce ați făcut acolo? Ne-am jucat, ne-am distrat, Vă că ai țipat un pic, că ești răgușită? Ați și cântat? Nu. N-ai cântat, dar ai dansat? Nu. N-ai, asta deoparte. Văd că te-ai pictat, în schimb. Ok, și ai venit și la Târgu Ocna ca să te distrezi în continuare? Ok, un mesaj pentru copii?
ce le zici? La mulți ani copilor. Cum te numești? Emma. Și tu? Maria. Și ce ați primit astăzi aici? Văd că aveți ceva în piept. Aveți o legitimație de jandarmeriță? Da, da. Eu și tu? Și ai aici legitimația? Ai și legitimație de jandarmeriță? Da. Și tu? Da. Ok, să înțeleg că îți place echipamentul? Da. Îți plac jandarmii? Da. Dar de ce? Îmi place și duba lui tati. Aha, de la poliție. Am înțeles, deci tu ai treabă cu ordinea și cu legea, nu? Da. Deci legea să fie respectată, da? Da. Ok, azi e de 1 iunie, cum ai petrecut? Bine, mi-am luat 3 lucruri. Wow! Și ești mulțumită? Da. Și tu? Da. Și cum ai petrecut de 1 iunie? Abia am venit. Deci de-abia acum începe distracția, da? Ok, ce să zic, distracție faină și la mulți ani! Mulțumim! Mulțumesc! Corala Armonia în concert la Onești. Corala bărbătească Armonia a concertat în Parcul Municipal din Onești vineri de iunie de la ora 18. Ca de fiecare dată, un public numeros a fost prezent la eveniment. Detalii în minutele următoare. O seară frumoasă, o seară cu ploaie, o seară cu aghiasmă, înaintea pomenirii celor adormiți și urmează pogorârea Duhului Sfânt. Iulian, îți mulțumesc foarte mult și dăm voie să ofer aceste flori dumneavoastră publicului care ați avut încredere în acest frumos spectacol. Pentru mine este cu adevărat armonia, o revelație, o bucurie și o stare de suflet. Vă mulțumesc tuturor și din partea noastră totuși oferim aceste flori diaconului Iulian Dumitru, profesor, universitar și prietenul nostru, prietenul oneștenilor. Vă mulțumesc! Aș mai îndrăzni un cuvânt pentru toți cei care suntem aici. Nu vreau eu să fac mai multă senzație decât este, decât face ploaia. Ploaia ne aparține nouă, sufletelor noastre și este nevoie să plouă, dar este nevoie și de o cântare, Foaie Verde, Bob Uscatu. Câteva sute de credincioși s-au adunat de ziua Sfintei Trăim la Dărmănești, pe plaiul mănăstirii, unde a avut loc o slujbă de pomenire a ctitorilor schitului Lapoș. La eveniment a fost prezentă și echipa administrației publice locale. Este vorba de primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, dar și viceprimarul Cosmin Pairele, alături de un numeros obor de preoți, de credincioși din Dărmănești, dar și de părintele Amfilohie Brânză. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 6 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri, 7 iunie, în cea mai mare parte, cerul se menține acoperit de nori. Mercurul în termometre urcă până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.